Dumneavoastră ați vorbit 40 minute fără să vă uitați la ceas. Și asta mă bucură. Vă mulțumesc foarte mult. Eu aș avea o întrebare dacă dumneavoastră sunteți gata. Numai cum zâmbești la mine, din să ocup. Dar nu știți întrebare? Deci, da. Mulțumesc de domnule Cristian Tabără. Ca formație teolog, ne-ați îndemnat la toleranță, în limbaj mai teologic, împăciuire. Ce ne sfătuiți dumneavoastră dacă v-am spune că ceilalți decât noi? Prima întrebare. De fapt, ne provoacă, într-un fel, în limbaj teologic pe care l-ați abordat, ne ispitesc. Să le răspundem cu ispite sau cu ce să le răspundem? Prima întrebare. A doua. Interesant. Care parte din dumneavoastră, că sunteți de mai mult părți, și eu v-am spus părțile, totuși, hacolcă, rusoaică, românească, dar nu știu de ce, pentru că pe linia mamei eram totdeauna româncă, totdeauna au fost români, și uite, ADN-ul meu l-a luat pe cel românesc. A câta parte din dumneavoastră ați spus, sunt români, vă dă, sau trimitând la împăciuire, toate părțile dumneavoastră componente să împacă între ele. Am să răspund cu o glumă și în ordine inversă a întrebărilor. Apropo de părțile mele, care se împacă sau nu se împacă între ele, nu știu dacă ați auzit vorba aceea, lumea zice că sunt nebun, dar vocile din capul meu zic că nu. Uneori am dialoguri cu mine însumi și nu totdeauna mă și înțeleg. Când eram mic, în clasa 1, părinții au decis, evident, să mă lasă la școală și după două săptămâni învățătoarea a venit acasă la mama și a zis, doamna Tabără, vă rog, hotărăți-vă, în ce limbă va vorbi copilul? Pentru că dacă vreți să rămână în clasa de limbă română, trebuie să-i spune să vorbească doar românește. Pentru că vorbeam amestecat, așa cum am spus, și răspundeam cum venea la îndemână. Unor la întrebări în română, răspundeam în maghiară. Ca așa eram noi toți, de fapt. A fost o discuție legată de toată clasa. Știți, întrebări legate de identitate și de alegerile pe care trebuie să le fac, am avut întotdeauna. Și am încercat în permanență să nu mă las atras de subiectivism. Am încercat să-mi fac alegerile bazându-mă pe principii obiective. Chiar dacă bunicul meu, de exemplu, matern, așa cum spuneam, era maghiar, simpatiile mele pentru partea maghiară ar fi putut fi foarte tare anulate de incidentele din al doilea război mondial. V-am spus că bunicul din partea tatălui era român. Adevărat. Și pentru asta a fost executat de trupele maghiare în momentul în care Ardealul de Nord, în același an 1940, a fost cedat Ungariei. Așa că bunicul meu umbră, ca să spunem așa, dacă ar fi fost să văd lucrurile foarte îngust, l-a omorât pe bunicul meu român. Așa că m-am hotărât să nu fac alegeri de acest fel. Și să nu las ADN-ul meu să crească într-o parte sau în alta. Am preferat, din potrivă, să las lucrurile în seama învățăturii și să fac alegeri în baza adevărului. Și recunosc că pentru mine, ca persoană credincioasă, și în baza rugăciunii. Acolo unde eu n-am mai avut răspunsul, l-am rugat pe Dumnezeu să mi-l arate. Cunoscut fiind că și dacă întrebam în maghiară sau în română, mi-ar fi dat același răspuns. Iar în ce își privește prima întrebare, cum să răspundem la provocări? Dacă e să iau în calcule Biblia în continuare, acolo era un dialog între Mântuitor și ucenici, care spuneau la un moment dat, bun, doamne, ce facem? Când Hristos spusese să iertați pe aproapele vostru și la palma primită să întoarceți și celălalt obraz. Iar el a întrebat, bun, și de câte ori? De 7 ori, de 77, de 77 de ori, câte 7. Metaforic răspunde Mântuitor. Sună greu. După cum tot grea este porunca propriu-zisă, Biblia nu cunoaște decât o singură poruncă, de fapt.
că l-au și întrebat ucenicii. Spune învățătorule, până la urmă, care e legea despre care vorbești tu? Iar el a spus, păi, toată legea asta este. Să iubește Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cumplit lucru. Pe Dumnezeu mai poți iubi, nu-l cunoști, nu te întâlnești cu el, nu te judecă de gravă, mai încolo, ar mai fi cumva. Pe Dumnezeu mai poți. Pe aproapele tău, aici se complică treaba. Cum să iubești pe aproapele tău, mai ales ca pe tine însuți? Când ție însuți îți faci toate poftele și toate voile și cu tine ești de acord întotdeauna, ție îți găsești toate scuzele. Da? Dacă aproape